Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Amin. Și tot pentru vecii vecilor să fiți binecuvântați, părinți și copii, deopotrivă. Amin. Am deschis Cartea Sfântă la Ieremia 35, unde este scris despre recabiți. Și vreau să vă rețin de aici, din multe adevăruri care au fost spuse, cu următoarele. Primul. Fiii lui Recab, refuzând invitația lui Ieremia de a bea vin, au răspuns, versetul 6. Noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, nici să nu zidiți case, să nu sămânați nicio sămânță, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Un prim adevăr. Poruncile date de Ionadab, sau porunca, a fost foarte clară. Le-a spus ce să nu facă și le-a spus să nu facă niciodată. E foarte important ca noi părinții, așa cum a făcut în primul rând Dumnezeu, nu doar Ionadab, fiul Recab, să fim foarte concreți, clar în ceea ce spunem. Că diavolul tocmai aici vine și strecoară eroarea, zicându-i lui Eva, oare a zis Dumnezeu? Și trăim în vremea aceasta a postmodernismului, când totul se pune la îndoială. Nu mai există adevăruri axiomatice. Și dacă noi, părinții, ne îndoim, și nu ne este clar ceea ce trebuie să facem, atunci să nu ne mirăm că odată indicatoarele bătute de vânt, cei ce vin în urma noastră nu mai știu încotro să apuce. Eu cred că oamenii care sunt curați la suflet au harul acesta să transmită într-un mod, sau să exprime într-un mod indubitabil ceea ce trebuie să spună. Scrie în cartea a doua a împăraților la capitolul 10 că Iehu i-a zis lui Ionadab, versetul 15, inima ta este tot așa de curată cum este și inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Pentru că asta spunea Dumnezeu și scrie în Deuteronom 6, versetul 5, și poruncile acestea pe care le dau astăzi să le ai în inima ta. Și apoi spune versetul următor, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Are de-a face felul în care noi trăim curăția noastră cu claritatea exprimării noastre. Să ne ajute Dumnezeu așa să trăim și așa să vorbim. Pentru ca să putem transmite generațiilor care vin, cum spunem Psalmul 78, el a poruncit părinților noștri. Copiii au singură poruncă să asculte de părinți, nouă, ne-a dat Dumnezeu pe toate, să le transmitem. Și cum spune, cum știți, cum scrie în Evanghelie Pavel, ce spune apăsat, poruncește și aceste lucruri. Pentru că sunt adevăruri ce nu intră în categoria părerilor, acțiunilor facultative, ci a celor imperative. Doamne, ajută-ne! Un alt adevăr, îl desprind și cu asta mă adresez copiilor. Versetul 8, tinerilor. Astfel noi ascultăm și acceptăm cuvântul tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul Recab, tatăl nostru. Vă întreb. Din toate poruncile date de Ionadab, să nu bea vin, să nu zidească ei case, să nu seamene vii, care ar fi fost cea mai ușoară de călcat? Eu zic asta la care i-a îndemnat Ieremia. Nu beu pahar de vin. Zic eu că ar fi părut mai puțin grav decât să nu zidești casă, nu? Sau să zidești casă. Dar ei n-au călcat-o nici pe cea mai mică. Au zis, noi respectăm tot. Că știți cum e la tren, la calea ferată, numai puțin deviezi și apoi te duci cu totul altă direcție.
Zice Pavel 1 Corinteni 11, vă laud că în toate privințele țineți învățăturile, așa cum vi le-am dat și face Domnul o mențiune în predica de pe munte, Matei 5, cine va strica una din cele mai mici porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat mic în împărăția cerurilor. Da? A zis Dumnezeu evreilor, Deuteronom 18, 13, tu, e vorba de mine și de tine, nu? Să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Să vă citești și despre un evreu care a vrut să împlinească tot. În primul rând a prezentat tot, zice despre Iosua, cartea ce îi poartă numele, 8:35, a predicat tot, dar despre asta am vorbit, că părinții trebuie să transmită un adevăr curat. Dar scrie în capitolul 11 al cărții sale, versetul 15, Iosua a împlinit toate poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise Moise. Vă las temă de casă pentru cei pasionați de Scripturi, despre cine mai scrie în Biblie că a împlinit tot, că nu-i numai unul. Dea bunul Dumnezeu, dragi copii, să fiți și voi, care să nu încălcați nici cea mai mică poruncă. Așa au reușit recabițirea peste 200 de ani, de la Ionadab până la cazul menționat, și ei nu scăzuseră din valoarea nici cele mai mici porunci, nici a cele mai mari. Doamne, ajută-ne! Amen. Și în al treilea rând, și ultim, tinerii și părinți, de ce nu, în mentorare, trebuie să ne întrebăm rostul celor învățate. Cu ce scop a dat Ionadab acel set de porunci? De ce le-a spus copilul să nu bea vin, să nu zidească nici case, să nu aibă nici terenuri arabele care să le folosească? De ce? Le-a zis doar atât, să nu faceți și punct. Dar de ce? Nu-i treaba ta. Explicat. Și eu numesc asta logica lui Ionadab recabitu. În finalul poruncii a scris secretul. Să nu. Ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Recabițireau puțin. Și tata lor s-a gândit, băi, dacă ăștia beau, eu mor alții. Nu mai judec. Dacă zidesc case și au terenuri pe care să le folosească, se va întâmpla ca și cu cetatea Lais. Avea de toate, scrie acolo un judecător, că nu lipsea nimic din tot ce este pe fața pământului. S-au venit cercetătorii seminției lui Dan și au spus celorlalți, cum ziceau moabiții, la pradă. Și o să vă cucerească și o să vă omoare. Dar dacă voi n-aveți nimic, sunteți așa muncitori cu ziua, pelerini, sunteți străini, nu o să vă râvnească nimeni averea, că vorba românească, pe un sărac, 7 hoți nu-l pot fura. Adică, eu cred că logica a fost următoarea. Ionadab s-a gândit mai mult nu la ce vor avea fiii săi, ci să trăiască fiii săi. O zis, ca să aveți multe zile. Și uneori când ne gândim la ce ne-a poruncit Dumnezeu, ne putem gândi fără logica lui Ionadab și fără credință. Să ne fie bine aici, mâncăm, să bem, azi că mâine, să ocupă alții de mormântare. Nu? Să trăim în așa fel încât să trăim, că viața veșnică e mai de preț decât toate. Așadar, când ne învățăm copiii și să știe și copiii că ce îi învățăm are ca scop eternitatea. Ionadab atâta le-a putut promite, băi, trăiți și voi cum puteți, dar să trăiți. Dar Dumnezeul nostru ne promite totul. Scrie Roman 8 că împreună cu Fiul Său ne va da toate lucrurile. Să vă ajute Dumnezeu și cum zice acea frumoasă poezie, de fapt este esența ceea ce spune Biblia în plan familial, și mută în ceruri, Doamne, casa mea, să trăiți pentru vecii vecilor. Doamne, ajută! Amin. Amin.